ar fi mai bine să taie chiar de la stat până la ce promiteau că o să facă restructurarea aceea de mii de posturi și... Vedem aceste găuri la buget care sunt așa ca o sită, care sunt acoperite. Care cresc de la o lună la alta, abia situația financiară după primele 8 luni, iar cheltuielile cresc cu 14%, deci în continuare statul cheltuie mai mult decât își permite. La 6 luni cheltuia cu 10%. Ei, acum a crescut ritmul de cheltuieli ale statului, este la 372 de milioane. Și mai grav este faptul cheltuielile de personal, de exemplu, adică salariile bugetarilor. Și acolo e un plus de 10,8%. Deci n-am înghețat niciun fel de cheltuieli. Nu s-au umblat și nici salariul minim. Nu s-au umblat, din potrivă, a accelerat ritmul de cheltuire a banului public, ceea ce este revoltător în condițiile în care nouă mediului privat ni se cere să plătim mai mult la buget. Da, patronii oricum se plâng pentru că nici salariul minim nu va mai fi mărit din octombrie. Oricum, toate din ordonanța austerității sunt puse în cârca patronilor mai mult, nu în sarcina statului. Eu cred că va cădea la Curtea Constituțională această lege, pentru că spunea domnul Zegrean, foarte interesant ieri, da, un lucru important, că nu poți să-ți asumi răspunderea pe o lege care modifică mai multe legi. Da, pe una singură, da, poți să-ți asumi răspunderea, dar pe mai multe legi care se modifică nu se poate din punct de vedere constituțional. Sigur va cădea acest lucru și guvernul, până la urmă, va fi nevoit să facă două lucruri. Unu, să taie drastic cheltuielile în ultima parte a anului, pentru că e nevoie de acest lucru. Și, în al doilea rând, să se împrumute de la femei. Cu siguranță vom ajunge la această soluție, pentru că creșterea taxelor nu poate fi făcută printr-o asumare de răspundere, cel puțin din punct de vedere constituțional.